Bun găsit, dragi telespectatori! După ce am abordat în două episoade anterioare o întrebare colosală de o foarte mare amvergură și complexitate, întrebarea cine este Isus, acum vom încerca să survolăm, să atacăm, să abordăm o altă întrebare și anume cum a suferit și a murit Isus Hristos. Desigur că scoterea în evidență a jertfei mântuitoare a lui Iisus Hristos este o datorie sfântă și în același timp este o mare trebuință moral spirituală. Însuși Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 3, 14 și 15, citat, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca cine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Încheiat citatul. Este bine să știm că numai cel care își recunoaște partea de vină la Golgota își va putea obține partea din Harul Mântuitor care îi zvorăște de aici. Dar pentru a realiza ceea ce s-a petrecut cu Isus acum 2000 de ani, avem nevoie să ne facem rost de timp și de o inimă receptivă pentru a cunoaște și a înțelege mesajul crucii a jerfei de la calvar. Desigur, a exprima ceea ce s-a petrecut la Golgota este practic imposibil, Cineva a spus, dacă toate uh, mările și oceanele s-ar transforma în uh, cerneală, dacă copacii pădurilor s-ar transforma în condeie și cerul ar fi pergamentul pe care s-ar scrie, nici așa nu ar putea să fie descrisă jerfa Mântuitorului. Cu atât mai puțin vom reuși noi în două episoade, probabil, în care ne vom uh, ocupa de această temă. Este cinstită, deci, și corectă aprecierea că niciun om nu poate cuprinde și înțelege toată taina crucii, dar tot atât de adevărat este că fiecare ființă umană poate descoperi, dacă caută cu toată inima, ceea ce este strict necesar pentru propria mântuire. Aredant într-o formă sau alta, amplitudinea și profunzimea suferințelor lui Hristos este, după cum spuneam, peste posibilitățile limitate ale omului. Adevărul întreg fiind cu totul altul decât cel înfățișat în vorbire, în pictură, în sculptură sau în poezie. În acest sens, marele pictor și sculptor Michelangelo, fiind întrebat din ce cauză nu a pictat crucificarea lui Isus, a răspuns, citat, Nu există nicio pensulă, nicio vopsea, nicio daltă sau ciocan care să înfățișeze ceea ce s-a petrecut la Golgota. Încheia citatul. Din acest motiv, în cele ce urmează, nu vom folosi foarte multe cuvinte și aprecieri proprii, ci cu prioritate vom prezenta ceea ce ne vorbesc. vorbește în acest sens Sfânta Scriptură, inserând de asemenea și unele citate celebre pe acest subiect. Prezentăm, pentru început, cel mai bogat și mai sugestiv text din Vechiul Testament, și anume Isaia, capitolul 53. Marele Profet Isaia supranumit și evanghelistul Vechiului Testament, a descris prin inspirație divină, cu peste 650 de ani mai înainte, aspecte edificatoare și impresionante din viața și mai ales din moartea aceluia care urma să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum avea să exclame mai târziu Ioan Botezătorul? Iată cum este prezentată în textul sacru această inegalabilă perspectivă profetică asupra morții mântuitorului nostru, drag. Și să nu ne fie greu să urmărim toate cele 12 versete ale capitolului. Citat. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o aemută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jerfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit îi va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povoara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Încheiat citatul din Isaia 53. Ce simple și profunde cuvinte și ceea ce este extrem de important, profetul leagă suferințele și moartea lui Mesia de păcatele și fără de legile noastre. În cele 12 versete ale capitolului, de mai mult de 12 ori se folosesc prenumele noi, nouă, noastre. Și să nu uităm că tocmai prin acest text, Isaia 53, aproape 700 de ani mai târziu, famenul etiopian a fost luminat de Dumnezeu prin Filip Evanghelistul, conform fapte capitolul 8, și prin acest text el l-a identificat pe Iisus Hristos Mântuitorul cât de bine ar fi ca niciunul dintre cei care urmăriți acest program să nu rămâneți, să nu rămânem fără un răspuns la căutarea noastră, iar acest răspuns cu R mare să fie chiar Isus Hristos, mielul gerfit pentru păcatele noastre. Făcând acum un salt în timp, ne vom referi la maltratările și la moartea Mântuitorului prin prisma descrierilor, sobre și reținute, ale Evangeliilor. Mai înainte de aceasta dorim să mai prezentăm cât de importantă este crucea, respectiv suferințele și moartea lui Isus, prin prisma afirmației unui teolog englez celebru, John Stott. Acesta în lucrarea crucea lui Hristos a declarat și vom da un citat din John Stott. Dacă n-ar fi fost crucea personal, n-aș fi putut niciodată să cred în Dumnezeu. Singurul Dumnezeu în care cred eu este cel pe care l-a ridiculizat Nietzsche, numindu-l Dumnezeu pe cruce. În lumea reală a durerii, cum ar putea cineva să se închine la cineva imun la durere? Am intrat în multe temple budiste, în mai multe țări din Asia și am stat cu respect înaintea statuii lui Buddha, care avea picioarele încrucișate, mâinile împreunate, ochii între deschiși, o umbră de zâmbet pe buzele lui și o privire îndepărtată în fața lui, detașat de agoniile lumii. Dar, de fiecare dată, după un anumit timp, a trebuit să mă întorc. Și, în imaginația mea, m-am întors înspre acel trup singuratic, contorsionat și torturat pe cruce, cu piroane în mâini și în picioare, cu spatele sfârtecat, cu mâinile și picioarele zdrobite, cu fruntea, fruntea sângerândă din pricina spinilor, cu gura uscată, stors de sete, aruncat în întunericul uitării lui Dumnezeu. Pentru mine, spune John Stott, acesta e Dumnezeu. El a renunțat la imunitatea lui ca să sufere și a intrat în lumea noastră de carne și sânge, de lacrimi și moarte. El, a suferit pentru noi suferințele noastre devin mult mai ușor suportabile în lumina suferințelor lui crucea lui Hristos este singura îndreptățire de sine a lui Dumnezeu într-o lume ca a noastră încheie John Stot citatul din cartea sa crucea lui Hristos apărută și în limba română Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernic și iubitor, pentru profundul și edificatorul mesaj al Golgota, Golgotei. Să începem, așadar, micul nostru studiu prin relatările evangeliștilor cu privire la suferințele Domnului, trecând în revistă, în primul rând, agonia lui Sus din Ghețiman, acel război spiritual, în absența căruia, bătălia de la Golgota nu ar fi putut fi câștigată. Iată ce ne spune Evanghelistul Luca în capitolul 22, versetele 39 la 46. Citat. După ce a ieșit afară, Isus s-a dus, ca de obicei, în muntele măslinilor. Ucenicii au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A genunchiat și a început să se roage zicând Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Încheiat citatul din Luca 22, de la 39 la 46. Isurisită în toate cele patru evanghelii, deci și la Matei, capitolul 26, Marcu, capitolul 14 și Ioan, capitolul 18, agonia lui Isus din Ghețiman este considerată, așa cum a afirmat scriitorul italian Giovanni Papini, cea mai nepătrunsă taină dumnezeiască din toată istoria vieții lui Isus. Deși cu câteva ore înainte, la cina cea de taină, Iisus le vorbise ucenicilor, clar și fără echivoc, despre moartea care l-aștepta, într-un mod cu totul de neînțeles pentru noi, dintr-o dată, el experimentează o întristare de moarte și o spaimă foarte mare, cum ni se spune la Marcu 14 cu 33. Ba chiar o încercare sau o aparentă încercare de a da înapoi prin rostirea cuvintelor, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Chinul ca de moarte în care a ajuns Mântuitorul, starea de mare încordare sufletească în care vasele capilare din glandele sudoripare s-au spart, permițând sângelui să se amestece cu sudoarea, ne arată că la ghețiman s-a petrecut ceva îngrozitor. Sosise ceasul încercării celei mari pentru al doilea Adam, în Ghețimani, stăpânitorul Întunericului, pare să fi făcut cea din urmă încercare de a-l opri pe Hristos să se aducă jertfă pentru păcatele umanității, declanșând, așa cum spuneam deja, un adevărat război psihologic. Ne întrebăm și astăzi cum a fost posibil ca izvorul păcii și al să ajungă să se înspăimânte atât de tare, el, într-o a bucuriei și a fericirii, cum a putut oare să se măhnească și să se întristeze până la moarte? Este ca și cum, în întristarea lui, Iisus ar fi luat asupra sa toate întristările umanității și în spaima și panica sa, toată spaima și groaza păcătosului în fața unui Dumnezeu Sfânt, începând de la Adam și până la fiecare din noi. Și posibil culmea dezamăgirii și a ispitirii pentru Domnul să fi fost faptul că în acest moment dramatic al umanității cei mai devotati dintre apostoli n-au putut vegea alături de învățătorul lor nici măcar un ceas. Dar așa a fost să fie. Se făcea dovada că umanitatea despărțită de Hristos nu putea să-și aducă nici măcar cel mai mic aport în această cumplită bătălie. Dar ne întrebăm ce semnificație avea cererea lui Isus de a nu bea paharul? Ce era de fapt acest pahar? Să lăsăm pe renumitul teolog britanic John Stott, citat și anterior, să-și prezintă opinia. El, paharul, sublinierea noastră, nu simboliza nici durerea fizică, nici biciuirea și nici crucificarea nici deprimarea psihică și nici faptul că a fost bagiocorit și respins chiar de poporul lui, ci mai degrabă reprezenta agonia spirituală de a purta păcatele lumii. Cu alte cuvinte, de a îndura pedeapsa divină pe care o meritau aceste păcate. Sufletul său, care nu a cunoscut păcat, a ezitat să intre în contact cu păcatul omenesc, să cunoască experiența în depărtării de tatăl său, încheia citatul din John Stott. Dar, în cele din urmă, Domnul Isus, rămânând în ascultare de tatăl său, a ieșit și din această încercare cu fruntea senină și cu o încredere de neclintit. Așa se face că, atunci când apostolul Petru a scos sabia vrând să împiedice arestarea învățătorului său, conform Ioan 18 cu 11, Iisus a putut să spună cu o hotărâre nezdruncinată nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Este interesant de observat că și ispitirea primilor oameni a avut loc tot într-o grădină, Edenul de Odinioară. Dar dacă primul Adam a falimentat, Iisus Domnul nostru a triumfat prin rugăciune. Este instructiv să ne oprim puțin și să extragem câteva învățături practice cu privire la cum ar trebui să fie și rugăciunile noastre spre a putea fi și noi biruitori în viața de credință. Și analizând, și nu vom mai zăbovi acum, pe text, vom observa modul în care Domnul Iisus Hristos s-a rugat, modul în care s-a închinat, toate aspectele rugăciunii Lui. Bine ar fi să luăm exemplu de la el. Revenind, putem spune că dacă anticiparea înghețimani a suferinței Domnului de la Golgota a fost atât de cumplită, ceea ce urma să se petreacă la cruce întrece orice imaginație și putere umană de înțelegere exhaustivă. Așa că în cele din urmă, având în vedere faptul că într-o emisiune de acest gen, noi spunem prescurtate RPV, răspunsul pentru Viață, care uh, a prezentat procesul lui Isus, am vorbit despre aspectele suferințelor Mântuitorului din Ghețiman spre locul sacrificiului suprem pe Via Dolorosa, de data aceasta vom merge direct din Ghețiman la Golgota. În Ioan 19 cu 17 și 18, partea 1, asta scris, citat, Isus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care evreiește se cheamă Golgota, Acolo a fost răstignit, încheiat citatul. Crucea lui Hristos a fost ridicată pe Golgota, într-un loc situat în afara zidului de nord al Ierusalimului, pe o înălțime stâncoasă, având o uluitoare asemănare cu un craniu omenesc, cu o căpățână, de unde și numele dealul căpățânii. Regretatul compozitor și scriitor creștin Nicolae Moldoveanu a afirmat citat. Și acum, de câte ori Isus ajunge la căpățână, în loc să pătrundă în inima cuiva, așa se întâmplă. Cei cu căpățâna mare îl fixează pe Isus, încă și acum, în cuie ca pe un obiect de laborator și răsucesc în el sulița unor întrebări sterpe, încheia citatul. Apreciem că această remarcă nu este gratuită, ci exprimă mult adevăr. Nu degeaba Mântuitorul Iisus a menționat că el trebuie primit într-o atitudine de copilaș. Dar și mai grav, cetatea Sfântă Ierusalimului, Ierusalimul, în vazi integralitatea ei, l-a respins pe Domnul Păcii, pe cel pe care cu doar câteva zile înainte îl primise în Duminica Florieilor ca pe cel ce vine în numele Domnului. Așa că precum odinioară, unele trupuri ale animalelor pentru jerfă se duceau afară din tabără și se ardeau acolo, evrei 13 cu 12, tot așa încărcat cu păcatul lumii, mielul cel nevinovat și fără cusur, a trebuit să fie scos afară din cetate pentru a fi mistuit de focul judecății și al suferinței cele mari pe Golgota. Poetul Costache Ioanid, în lucrarea Cine ești tu, Doamne, a spus, citat, cel mai înalt, cel mai adorabil, cel mai semnificativ monument înălțat pe planeta noastră este Golgota. El exprim exprimă și adâncul căderii noastre și uimitoarea plecare a lui Dumnezeu până la acesta adânc. El, acest monument, cristalizează și severitatea stăpânului Suprem și nemărginirea iubirii Tatălui ceresc. El constituie mărturia că cea mai înfiorătoare crimă a omului a fost folosită de Dumnezeu ca să dea făpturii sale cel mai măreț dar. Pe soclul acestui monument, omul căzut în păcat citește cuvintele, privește ce ai făcut, iar omul salvat descifrează întrebarea, înțelegi tu cât te-am iubit? Privind spre Golgota, pătrundem în intimitatea lui Dumnezeu, și înțelegem că acolo divinitatea a creat pentru sine și pentru noi un dramatic trecut comun prin care suntem legați împreună pentru totdeauna. Iubirea cuprinsă în monumentul Golgota e proporțională cu veșnicia, ne-a spus Costache Ioanid. Slăvit să fie Dumnezeu pentru minunata și inexprimabila jertfă de la Golgota. Pentru a ajunge pe dealul căpățânii, Iisus a trebuit să-și ducă crucea. Un proverb spune, adevărul cunoaște un singur drum, iar istoria și experiența umană demonstrează că acest drum este drumul crucii, drumul suferinței. Aceasta pentru că într-o lume a minciunii, a spune adevărul, presupune costuri. Costuri din cauza imperativului lepădării eului egoist și laș. Costuri din cauza semenilor, care nu vor să meargă pe calea renunțării de sine, pe calea altruismului și ascultării și iubirii de Dumnezeu, costuri din partea diavolului, care se opune la tot ce este bine sub soare. Este interesant să observăm că crucificarea nu era aplicabilă cetățenilor Romei, ci numai străinilor. Tot așa, drumul crucii nu este pentru cetățenii lumii desacralizate, ci doar pentru cei ai cerului. Să mai observăm, apropiindu-ne de închiere, Faptul că Baraba, răzvrătitul închis, ar fi trebuit să poarte crucea, dar găsindu-i se un înlocuitor în supliciu și moarte, greul purtării crucii i-a revenit acestuia. Lărgind sfera de aplicabilitate a realității gerfei înlocuitoare, este bine și necesar să privim moartea lui Hristos ca fiind nu doar uh, în locul criminalului Baraba, ci în locul oricăruia și a fiecăruia dintre noi. După nopți nedormite și după atâtea suferințe îndurate, Isus trebuia să poarte acum pe umerii săi zdrobiți și însângerați o povară care depășea puterea lui omenească. Din cauza epuizării, urcușul pe via dolorosa, deși relativ scurt, devenise el însuși un amar și dureros calvar. Mulțimea, cu excepția unui mic grup, își băteau joc de neputința condamnatului, de pașii lui împleticiți și de prăbușirile lui sub povara crucii. Dar, după mai multe căderi succesive, comandantul plutonului de execuție, dându-și seama că trebuie să găsească pe cineva care să ducă crucea lui Isus, cum ne spune textul sacru, a căutat pe cineva disponibil să o facă. Pentru evrei ar fi reprezentat o întinare, care i-ar fi împiedicat să ia paștele pentru orgolioșii și soldați romani. Ar fi fost ceva sub demnitatea lor. Așa că a identificat acest centurion roman un străin, Simon din Cirena, orașul Tripoli din Libia, Africa de Nord. Și acesta a fost silit să ducă crucea. După unii, Simon a preluat întreaga cruce, după alții doar partea mai ușoară a acesteia. Textul citat anterior, chiar la începutul episodului, spunea clar, Isus, ducându-și crucea, a ajuns la Golgot. Așa că noi considerăm că Simon din Cirena a participat doar la ușurarea sarcinii reprezentată de cruce, dar nu a preluat-o în întregime. În orice caz, în ceea ce ne privește, suntem îndemnați de Sfânta Scriptură să aruncăm asupra Domnului nostru toate poverile și îngrijorările noastre, pentru că El este capabil și dorește să le poarte în locul nostru și oricum le-a purt le purtat odată cu atâtea sacrificii la Golgota. Fie să nu uităm niciodată de modul în care Isus Hristos a suferit și a murit la cruce. În episodul viitor vom mai vorbi despre ceea ce s-a petrecut în acest loc al durerii, unde a fost câștigată mântuirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze.